Școala de televiziune Tudor Vornicu, singura școală de acest tip din țară acreditată de Autoritatea Națională pentru Calificări, și-a deschis prima filială în teritoriu, la Constanța. Sunt foarte mulți oameni care vor să facă televiziune în ziua de astăzi și pentru care Bucureștiul este prea departe, nu neapărat ca distanță, ca timp, ca loc de muncă, da? Nu este o locație foarte comodă pentru toți cei din țară. Anul ăsta deschidem filialele de la Constanța și de la Iași. Tainele muncii în televiziune vor fi dezvăluite viitorilor cursanți de trainer cu experiență atât din București cât și din Constanța. De altfel, în cadrul evenimentului a fost anunțată intrarea în corpul profesoral a două nume noi. Cristina și cu Paula vă spuneam că practic de astăzi oficial se alătură școlii de televiziune Tudor Vornicu și la București, dar și la Constanța. Bună ziua, bine v-am găsit! În primul rând vreau să spun că mă bucur foarte tare că m-am alăturat acestei echipe. Îmi doream de foarte mult timp să lucrez cu Vlad și iată că în sfârșit avem ocazia să lucrăm împreună. Și vreau să spun că mă bucur că facem lansarea aici, pentru că este orașul meu natal. Din experiența pe care am acumulat-o pe parcursul la mine 14 ani de televiziune, voi reuși să ofer celor care își doresc o carieră în televiziune ce știu eu mai bine și cu siguranță că partea asta de entertainment îi va interesa foarte tare. Mă bucur foarte mult că, uite, vara asta Vlad s-a gândit la noi două, ne-a sunat și ne-a spus: măi, ce-ar fi să facem? Ce-ar fi să facem lucruri frumoase împreună? M-a măgulit foarte mult invitația lui Vlad de a preda la școala de televiziune Tudor Vornicu, care poartă un nume pe care nu trebuie să vi-l explic. Unul, pentru că îmi dau seama că într-adevăr am ajuns la momentul în care am ce să învăț și pe cei care își doresc să intre în lumea asta, care este absolut fascinantă, și dacă o faci, dacă ai har, dacă o faci cu pasiune și dacă mai știi și despre ce este vorba, atunci ai toate șansele să ai succes. Filiala din Constanța a școlii de televiziune Tudor Vornicu a fost înființată după o selecție riguroasă. La Constanța există un parteneriat între Prima TV Constanța, este un post local de televiziune, îl știm cu toții, și școala de televiziune Tudor Vornicu. Suntem în lucru, există partea tehnică în proporție de 80% realizată. În paralel, înscrierile continuă și vrem cu ajutorul dumneavoastră să știe Constanța că se va întâmpla o școală de televiziune deocamdată editorial, ca și secție și tehnic. Noua filială va funcționa după aceleași reguli și programe ca școala din București. Ceea ce vrem noi să facem aici este cam ce fac, să zic, cei de la McDonald's. Da? Dacă luăm un hamburger în București sau luăm același hamburger în Timișoara sau în Constanța sau la Praga, are același gust. Constanța are o piață media extrem de activă, extrem de dinamică. Este un loc și în care jurnalismul s-a dezvoltat încă din 1990 și s-a dezvoltat chiar exploziv. Este un loc în care este nevoie de oameni talentați. Este nevoie de oameni care să știe să facă lucruri, să facă presă. De asta am venit aici, am găsit niște parteneri pe măsura, dinamismului acestui oraș. Și suntem convinși că școala de televiziune Tudor Vornicu, filiala Constanța, își va pune amprenta. Vom merge pe un grup de traineri comuni, pe o programă comună, pe același stil de cursuri. Partenerul nostru de la Constanța trebuie să îndeplinească aceleași norme de calitate și nu va fi niciun fel de diferență între școala de televiziune Constanța și școala de televiziune Centru de la București. Va fi exact aceeași materie, exact aceleași proiecte, exact aceleași cursuri. Este obligat, adică este obligația și a noastră și a lui să ținem practic aceeași programă. Nu este o școală pentru televiziunile locale, nu, este o școală pentru toate televiziunile. Cursanții filialei constanțene vor putea participa la noile proiecte ale școlii de televiziune Tudor Vornicu. Anul acesta vom avea propriul nostru post de radio online și propria televiziune. Suntem puși la punct cu tehnică de ultimă generație, regii digitale,
servere, tot ce avem nevoie. Și lucrăm la un sistem integrat pentru ca toate filialele se poată lucra la proiecte împreună cu noi. Practic lucrăm ca o televiziune, cum să spunem, ca Prima TV, care are corespondenți în mai multe orașe, vom face jurnale, vom face emisiuni, vom face relatări în direct. Examenele de final pentru obținerea diplomei de absolvire vor fi susținute la sediul central de la București. Diplomele oferă o plurispecializare cursanților. Școala de televiziune Tudor Vornicu, cel puțin așa o consider eu, este o fabrică de bricege elvețiene. Știți briceagul elvețian, nu? Ai nevoie de o unaltă, iese din briceagul elvețian. La noi, de exemplu, la editorial artistic, învață să fie și reporteri, și prezentatori, și producători, și editori, și redactori. La tehnic, la secția tehnic, învață, același om învață să fie și operator, și editor de imagine sau montor, și regizor de emisie. Deci, în momentul în care au ieșit în piață, au valoare pentru angajator. Și să spunem, în anul când au absolvit ei, nu se caută operatori. Este o inflație de operatori pe piață. Ok, pot să mă duc și să devin montor sau pot să devin asistent de producție sau pot să devin regizor de emisie. Deci ăsta este, zic eu, principalul lucru care ne deosebește de ceilalți. Școala de televiziune Tudor Vornicu s-a dezvoltat cu fiecare promoție de studenți. Profesioniști cu mulți ani de experiență și cu extraordinare abilități de comunicare, oameni care au făcut o pasiune uriașă pentru meseria lor, se numără printre trainerii acestei școli. Mihai Tatulici, Mircea Radu, Raluca Moianu, Lavinia Șandru sau Iuliana Tudor sunt câțiva dintre profesorii școlii. Acum 20 de ani am intrat să lucrez în radio. Anul ăsta se împlinesc 20 de ani de când mi-am început cariera la Radio Contact. Atunci cineva mi-a spus că meseria asta se fură și m-am speriat. Dar au fost colegi care mi-au zis, domnule, totuși meseria asta se învață. Și așa e. Iar acum e rândul meu să-i învăț pe alții. Sigur că în momentul în care m-am alăturat echipei, Vlad mi-a zis, știi, școală de televiziune, că eu vin cu condiția să mă lași să-i învăț radio. De ce vrei radio? Pentru că radioul te pregătește pentru televiziune. Foarte mulți dintre prezentatorii foarte buni de televiziune sunt oameni care au început în radio. Așa că, dacă ai cuvintele la tine și știi să creezi imagini din cuvinte, poți cumva să te ajuți mai apoi de imagine. Înscrierile pentru cursurile Școlii de Televiziune Tudor Vornicu, filiala Constanța, se fac pe site-ul www.școaladetelevisiune.ro sau la numărul de telefon 0771 726252.